Să vezi cum ne-am dus noi frumos să schimbăm buchetul de flori. Am dat într-o oră comandă la altă florărie. Salutare tuturor și bine ați venit sau revenit pe acest canal. Numele meu este Răzvan Retevoiescu și în câteva ore viitor soț al viitoarei doamne Eliza Retevoiescu. Astăzi este o zi foarte importantă pentru noi, așa că am hotărât să vă luăm cu noi. În câteva ore vom merge la primărie, vom avea căsătoria civilă, iar după o să mergem la un restaurant. Așa că stați cu ochii pe noi. Am început acest vlog singur, deoarece Eliza este la salon, sper să nu se supere. Dacă vreți să nu o supărați, dați subscribe canalului și un like. În momentele următoare vă voi lua cu mine, va trebui să mergem să-i luăm buchetul de flori și să ridicăm o parte din prăjituri, să mergem până la restaurant, să stabilim ultimele detalii. Așa că haideți să mergem! Aici este cofetăria de unde trebuie să ridicăm prăjiturile. Gata, le-am ridicat. Să vi le arăt imediat, să le bag în mașină. Cam așa arată, mulțumim cofetăriei Alexandrei. Am ajuns și la fete, să luăm florile. Este buchetul ei, da? Este buchetul Serenii. Aici o să se desfășoare petrecerea. O să vă arăt câteva imagini și dinăuntru. Așa arată și localul. Între timp, haide să vedem ce face și Eliza. Și am ajuns și eu la salon. Și super drăguț aici, la Cosmin. Și îmi plac și mesajele mult. Vă aștept să mă fac frumoasă. Cum era de așteptat? M-am răzgândit și de la waves-ul pe care mi-l doream am ajuns să-mi fac o coadă, bineînțeles. Că de ce nu? Că așa sunt eu. Dar sigur că va ieși bine. Și suntem la finisat și sunt un căluț drăguț. Ce place? Mi-am făcut și eu ceva nebucle. Este ideal așa. Sunt foarte drăguț. Și te-am păr mult frumos. Nu mai pot de emoții, dar eu mă fac că sunt chill. Bine că am avut aici pe Cosmin care să mă ajute. Cosmin, fac mâna la cameră. One hour later. Bună! Bună! Bună. Au început fetele de pregătirile. Care au început? Aoleu, scuze eu. Te scuzăm. Ok, știi că eu întotdeauna sunt frumoasă și probabil nu ți-ai dat seama de diferență. Normal! Hai, da, acum spune-ne cum te simți. Sunt emoționată numai și de capul meu. Da? Da, n-am fost în viața mea de emoționată, deci nu credeam că o să fiu așa. Am crezut că o să fiu tare și puternică, dar nu sunt. Am un nod în gât și tremur în continuu. Dacă plângi, ne-am tot la mâncare. Ne-am mâncat bătaie cum mănânci tu. O să plâng sigur, deci sper că ține make-up-ul ăsta și sper că ține tot. Ține, dar nu plânge că... O să plâng sigur. Că n-am muncit degeaba. O să încerc. Și stau să vă arăt ceva superb. Da. Bună. Soi sau... Bună. Nu pot să cred că ai făcut așa. Bună. Bă, chiar e frumos. Acum râd negru, dar este cu altceva. El este calul. Trebuie să te filmezi și pe Serena. Și aia e superbă. Lasă-mă, mă gândeam. Și aia este, da. Și eu gândeam, o filmează pe Serena și am zis nu, pisica. Serena, ce faci aici? Bine, eu vreau mă machez. Te machezi? Nu, eu vreau la păr. Vrei la păr? Da. One eternity later. Sunt curcătură cu florile Elizei. Nu sunt cele pe care le voia ea. Așa că o să mergem să le schimbăm. Am reușit și noi să plecăm. În 6 minute mi începe cu cununia civilă. E ok. Suntem aici cu nașii. Tu că frumoasă ești, poate. Și trebuie să mergem să luăm și buchetul de flori, de în regulă. Suntem bine. Problema Corinei, că el mi-a luat flori și am zis, lasă fata mea că tu m-ai făcut o floare. Și că ți-am pus rujul pe fugă, așa e problema. E bun. Cum e ca în ziua anunții să îți aducă soțul acasă buchetul de flori și să-ți dai seama că n-are nicio treabă, nici nația de flori, nici forma, nici culoarea cu ce ai cerut tu.
Să vezi cum ne-am dus noi frumos să schimbăm buchetul de flori. Am dat într-o oră comandă la altă florărie să ne facă florile. Le-a făcut femeia în 40 de minute și pe al meu și pe al Serenei. Așa suntem noi. Și soția mea. Mamă, te-ai întârziat la nuntă, să filmezi pentru vlog. Îți plac florile? Da. Trebuie să ajungem și la nuntă, ne așteaptă toți invitații, inclusiv. Ajungem. Aba nu. Bine. O să întârzie și prietenii tăi care sunt la florării, dar mulțumesc, înseamnă că îmi las flori. Mulțumesc că mi-ai la flori noi care sunt placă. Ei sunt nașii. Hai să ne căsătorim. Hai să ne căsătorim. Hai să ne căsătorim. E nerăbdătoare. Mă bucur foarte mult să vă am alături, să vă mărturisesc că în fața mea stau cei mai frumoși tineri pe care i-am cunoscut, cei mai frumoși copii pe care înțelegem să credem că sunt oameni maturi și vreau să vă aud cum veți răspunde și vă exprimați consimțământul în fața noastră. Domnule Retevoiescu Răzvan Andrei, de bunăvoie și nesilit de nimeni, luați în căsătorie pe domnișoara Braniște Eliza Georgiana? Da. S-a auzit, a fost convingător. Da. Toate că atmosfera. Da. Da. Domnișoară Braniște Eliza Georgiana, de bunăvoie și nesilită de nimeni, luați în căsătorie pe domnul Retevoiescu Răzvan Andrei. Da. Bravo. Da. În urma consimțământului dumneavoastră liber exprimat, vă declar căsătoriți. Super! Poate și pe ea și îndrăgiți-o foarte mult. Deci știi că ești din vreau invita mea. Da. Vă rugăm frumos, Eliza și Răzvan, alături de mine, să semnăm registrul de stare civilă. Doamna Mariana, referitor la nume de astăzi, da, uităm numele Retevoiescu Eliza Georgiana. Deci, numele este Retevoiescu Eliza Georgiana, da? Da. Răzvan, mai aproape de ea și vă rog să... să zâmbiți și să vă uitați cât se poate. Da? Hai să ne uităm aici frumos. Uite. S-a stricat un joc? Oricine? Cineva? Nu? Mulțumesc, Corina. Nu mai aproape de nimic. Așa un pic, gata? Da. Răzvan și tu trebuie să semnezi. Da, da, da. La fel, tot așa. Numele? Da. Astea rămân la noi și o să le dăm lor în termină, da? Da. Eu astăzi mi-am încheiat rolul în aplaude însoțiți de tot alaiuți urăm la mulți ani, Andrei. La mulți ani vouă, la mulți ani tuturor sărbătoriților, să petreceți așa cum vă doriți. Și ce să vă zic, am frumos și lungi. Și să vă văd așa. Îi aplaudăm și să vă îmbrățișați. Și vreau ca pentru vlog tot să spună la mulți ani. La mulți ani! La mulți ani, Eliza și Răzvan! Ceva pentru Eliza și Răzvan! La mulți ani, domnul se vine cu pinteze!
Pentru tine, la mulți ani. Și soția ta, Elisa. La mulți ani pentru familia Sifonariu. S-au luat! A fost cea mai intensă, nu știu, cele mai intense 45 de minute din viața mea. Și totuși a fost a ieșit cum trebuie. Fun și frumos și am făcut poze cu oamenii și am primit flori și vieții oamenii. Apoi ne-am pus așa florile înapoi să mi le dea înapoi la restaurant și am făcut boltă. Și tot ne-au făcut boltă. Deși eu nu voiam boltă, au desfăcut buchete de flori, deși eu n-am vrut, dar nu m-am supărat. Ce bine e să fii relaxat, ce bine e să ai o nașă ca a mea să te țină. Nu te supără nimic, nu te supără nimic azi. Forță. Exact. Nașa, forță. Să trăiască nașii, bă! Să trăiască nașii! Faceți loc că vin nașii! Gata, sunt doamna Rătimăiescu. Oficial. Te iubesc. Și eu te iubesc. Zi ceva, nașule. Ia lui Grațiosu, este de gol. Semana, spune ceva. Ne filmezi? Felicitări. Mulțumim, mulțumim. Mulțumim. Mulțumim că ați fost alături de noi astăzi și sperăm că v-a plăcut videoclipul. În cazul în care nu ați făcut-o, vă rugăm să vă abonați, să dați like acestui videoclip, follow pe Instagram Răzvan Retevoiescu și puteți să ne lăsați Branici. În comentarii urările voastre de casă, de viață și de bine. Ne-a zis foarte bine astăzi și a fost foarte multă agitație și e foarte greu să facem nuntă, să vă pregătiți pentru asta dacă aveți și voi, dar la final este totul bine. La final este totul bine. Vă mulțumim tuturor celor care ați fost alături de noi. Pa!